Sfânta Evanghelie pe care tocmai am ascultat-o ne-a vorbit despre bogați și săraci. Ne-a vorbit despre soarta celui bogat și soarta celui sărac, am zice. Ne-a vorbit apoi despre faptul că există sânul lui Avraam, există adică raiul. Apoi ne-a vorbit Sfânta Evanghelie despre niște chinuri pe care așteaptă pe cei care nu împlinesc voia lui Dumnezeu. Și aceste chinuri sau noi le știm și chiar Sfânta Evanghelie ne-a spus că se numesc iad. Ne-a vorbit apoi Evanghelia de astăzi despre faptul că cei din iad îi văd pe cei din rai și că cei din iad știu, au cunoștință despre ce s-a întâmplat în viața lor, nu uită nimic. Se îngrijesc chiar și despre cei și pentru cei de pe pământ. Multe așadar gânduri, idei, linii pe care am putea să le urmăm dacă am dori să tâlcuim pas cu pas, verset cu verset, această pildă pe care Domnul Hristos a rostit-o despre un bogat, un bogat nemilostiv și un sărac cu nume Lazar. Eu aș vrea să vă întreb, să mă întreb, să ne întrebăm, cum ajungem totuși? Cum ajungem noi să nu avem soarta acestui bogat? Cum ajungem să ne bucurăm de desfătarea din sânul lui Avraam? Cum ajungem în rai? Cum ne apropiem de Dumnezeu până la urmă? Cum ajungem noi la Dumnezeu? Și Sfânta Evanghelie de astăzi, această pildă, ne spune că, printre altele, ajungem la Dumnezeu nu de unul singur, ci ajungem la Dumnezeu prin altcineva. Ajungem la Dumnezeu prin aproapele. Ajungem la Dumnezeu, ajungem în împărăția cerurilor, ajungem în rai prin celălalt. Hai să luăm pe bogat, e mai ușor la el. Haideți să luăm pe bogat. Toți Sfinții Părinți care au tâlcuit această pildă, această pagină din Sfânta Evanghelie după Luca spun că nu pentru că era bogat, el a fost trimis în iad. Nu pentru asta. Cine știe? O fi avut mai mult spor la bani, zicem noi. Dar poate și-o a gonisit averea aceasta cinstit. Și dacă te-a binecuvântat Dumnezeu cu roada câmpului, cu succes în afaceri, de ce să fie aceasta un lucru rău? De ce să te pedepsească Dumnezeu pentru asta, deși Dumnezeu nu pedepsește pe nimeni până la urmă? A fost omul cinstit, a muncit mai mult, a avut 2 joburi, 3 locuri de muncă. Poate și-a neglijat și familia, nu știu. Una peste alta este că acest om a dumbădit o avuție și ca tot omul care e mai înstărit, are și o haină mai bună, nu? Are și o mașină mai bună, cheamă și prietenii la o masă. Nu cred că s-a supărat Dumnezeu pentru că și-a chemat prietenii la o masă. Dacă acea masă era cu bună cuvință, dacă acea masă era ca un soi de a împărtăși bucuria pe care o are el când a câștigat, știu și eu, un proiect cu alții. Nu pentru asta l-a pedepsit Dumnezeu, nu pentru asta Dumnezeu s-a supărat, nu pentru asta soarta acestui bogat a fost chinurile iadului. Dar de ce? El a avut ca destinație în veci, soartă veșnică, tocmai acolo în chinurile iadului. Pentru că acest bogat mai are un epitet, mai are un nume în calendar, dacă ne uităm. Este bogat, cum spune, nemilostiv. El se putea mântui, bogatul, dar nu prin el însuși, nu prin ce a făcut el numai, ci prin Lazar. Dacă avea grijă de Lazar, dacă îi păsa de Lazar,
Bogatul acesta putea să fie cu Lazar alături, în sânul lui Avram. Dar cum să fii cu Lazar sus, dacă n-ai fost cu Lazar jos? Cum să te bucuri cu el în sânul lui Avram, dacă tu nu te-ai bucurat cu el aici, nu ți-a păsat de el aici, ai trecut pe lângă el aici cu o indiferență crasă? Și de ce nu poți totuși să fii acolo? Pentru că raiul este un spațiu al comuniunii și al dragostei. Și dacă tu n-ai fost aici în comuniune cu oamenii, cu toți oamenii, nu doar cu prietenii aleși pe sprânceană, n-ai cum să fii în împărăția lui Dumnezeu cu toți oamenii. Nu te poți înțelege cu ei. Nu-i simți ca frați acolo pentru că nu ai simțit ca frați aici. Și dacă Dumnezeu este dragoste, împărăția lui Dumnezeu dragoste este, dacă n-am arătat dragoste aici pe pământ, cum putem să stăm acolo? Pur și simplu nu putem respira aerul acela al dragostei. Că în Lazar acest bogat trebuia să vadă nu pe omul bolnav, nu pe omul sărac, ci ar fi trebuit să vadă, să vedem noi toți, în orice Lazar din jurul nostru, bolnav, sărac, amărât, necăjit, nebăgat în seamă, pe cine? Pe Dumnezeu. Orice om, în orice om noi ar trebui să-L vedem pe Dumnezeu, pe Domnul Hristos. De unde știm asta? Tot din Sfintele Scripturi. Vă aduceți aminte când Domnul Hristos ne-a înfățișat nouă cam cum va fi la sfârșitul veacurilor judecata de apoi? Zice acolo în Sfânta Evanghelie după Matei, în capitolul 25, că atunci când va veni Fiul omului într-o slava sa cu toți îngerii, va despărți pe unii de alții precum desparte păstorul oile de capre. Dar iertați-mă, noi o să ne separăm unii de alții. Noi o să ne separăm unii cu alții, o să știm unde este locul. Și Domnul, judecătorul, va spune celor de-a dreapta. Ce va spune? Veniți, binecuvântați Tatălui meu, demoșteniți împărăția cea gătită vouă de la întemeierea lumii, pentru că... De ce, Doamne? Pentru că flămând am fost, mi-ați dat să mănânc. Însetat am fost, mi-ați dat să beau. Gol am fost, m-ați îmbrăcat. Bolnav am fost, m-ați cercetat. În temniță am fost și ați venit la mine. Și vor spune cei de-a dreaptă. Vor spune cei care nu erau ca bogatul din Evanghelia de astăzi, Doamne, dar când te-am văzut pe tine flămând, pe tine, Hristoase, gol, pe tine, Hristoase, însetat sau bolnav, când te-am văzut? Nu te-am văzut, noi te-am văzut în Sfintele Icoane, noi te-am văzut la biserică, dar să te vedem flămând, gol, nu. Și va zice Domnul, întrucât ați făcut unele ca acestea, fraților mei mai mici, mie mi-ați făcut. Când faci un bine unui om, nu-i faci numai decât lui, ci îi faci lui Dumnezeu. De aceea acest bogat n-a putut să vadă fața lui Dumnezeu în împărăția cerurilor, pentru că n-a reușit să-L vadă pe Dumnezeu în fața unui om cu care el a trăit aici pe pământ. Și mai zice Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, în prima sa epistolă din cele trei, nu în Evanghelii, în prima sa epistolă, în capitolul al patrulea, zice, ar spune cineva că pe Dumnezeu îl iubește. Ce-i minunat să-L iubim pe Dumnezeu? Toată lumea zice că vrem să-L iubim pe Dumnezeu. Dar dacă spune că pe Dumnezeu îl iubește, dar pe fratele său îl ignoră, îl desconsideră, îl trece cu vederea, chiar îl urăște, spune epistola 1 către Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, ce mincinos este. Pentru că dacă pe fratele tău pe care îl vezi, tu nu-l iubești. Dar pe Dumnezeu pe care nu-L vezi, cum poți să spui că-L iubești? Așadar, cine iubește pe Dumnezeu trebuie să iubească și pe aproapele. Și cine iubește pe aproapele,
Cine, căruia-i, cel căruia-i pasă de aproapele, acela da, îl iubește pe Dumnezeu. Lazar, săracul și bolnavul Lazar, a ajuns în sânul lui Avram, în raiul desfătării, într-o strălucirile sfinților, cu îngerii lăudând pe Dumnezeu. Singur a ajuns? Doar pentru faptul că a fost sărac? Doar pentru faptul că a fost bolnav? Nu. Într-un fel și Lazar a ajuns în rai prin bogat. Prin bogat a ajuns în rai. De ce? Era bolnav, era sărac, nu putea munci, de asta era sărac, dacă e și bolnav. Și avea o boală, iubiți credincioși, care în legea cea veche, în timpul când a trăit Domnul Hristos și mai înainte, era o boală care te făcea, iertați, necurat. Atunci când curgea sânge, el avea niște răni care și roiau sânge și puroi și el era necurat. Oamenii nu se puteau atinge de dânsul. Nu putea să meargă să lucreze, dacă, să spunem, a fi avut niște zile mai bune. Nu-l primea nimeni, pentru că pe tot ce punea el mâna, devenea necurat. Dar nu pentru asta, sau doar pentru asta, el s-a mântuit. Dar pentru ce? Pentru că sărac fiind, bolnav fiind, ignorat de acest bogat la poarta căruia stătea, el n-a cârtit. El nu s-a arătat nemulțumit. El nu striga după bogatul care ieșea pe poartă și nici nu se uita la el, păi nu ți-e rușine, uite, stau aici, dar merit și eu ceva. Nu-ți cer cine știe ce meniu din cele pe care tu le dai cu prietenii tăi, îți cer niște firimituri care cad de la masa ta, măcar alea, nu poți să mi le dai, dar nu ți-e rușine? Dar nu ți-e rușine de Dumnezeu? Nu scrie nicăieri că ar fi spus săracul, că dacă ar fi spus așa, nici el n-ar fi văzut fața lui Dumnezeu. Și când era în sânul lui Avram, când era în sânul lui Avram și acest bogat din iad s-a rugat, Părinte Avrame, trimite-l pe Lazar, trimite-l pe Lazar să-și înmoaie degetul și să îmi astâmpere setea, că mă chinuiesc aici cumplit. Și Părintele Avram a zis că nu se poate, că e prăpastie mare, nu se poate, pentru că tu ți-ai luat cele bune în viață și Lazar cele rele și aici e invers. N-a spus Lazar, pentru că nu putea să gândească cineva din împărăția lui Dumnezeu, cineva care stă în proximitatea sfinților și în proximitatea lui Dumnezeu, nu putea să gândească ceva de felul bine-i spui. Asta merită. Foarte bine, Părinte Avram, ești om drept. Asta merită. Nu poate să spună cineva din rai lucrul ăsta. Numai Dumnezeu e judecătorul cel drept și aici Avram este chip al judecătorului celui drept. Dar oamenii din rai au aceeași inimă bună, caldă, iubitoare și drăgăstoasă cum au avut-o pe pământ și le pare rău de cei din ea. De asta zic că și Lazar s-a mântuit prin bogat, pentru că nu l-a judecat, pentru că n-a cârtit înaintea lui Dumnezeu, pentru că stând acolo și văzând bogățiile în care trăia, cu care se despăta bogatul și mesele, a avut răbdare. Nu s-a dus la alt bogat la poartă. Nu și-a pus capăt zilelor. Veneau câinii și îi lângeau rănile și câinele și el era un animal spurcat, de două ori spurcat era Lazar, de două ori necurat era Lazar. Dar îi mai aduceau și lui o mângâiere, chipurile, că nu erau bandaje atunci cu Rivanol. Și spune Sfânta Evanghelie că ar fi dorit Lazar să se sature măcar cu firimiturile care cădeau de la masă. Dar nu e vorba de firimiturile alea care cad atunci când tăiem noi pâinea și mai cade ceva jos, când decojim un ou și mai cade ceva jos, nu? De niște oscioare care rămân după ce a mâncat un pui fript, nu. În perioada respectivă nu erau șervețele și nici tacâmuri.
oamenii mâncau cu mâna, cu mâinile. Și atunci, pentru a se putea șterge, rupeau bucățele de pâine, cum era pâinea atunci, nu era precum cea de astăzi, așa pufoasă. Și cu bucățelele acele de pâine se ștergeau pe mâini, precum facem noi astăzi cu un șervețel, apoi aruncau pâinele acestea. Nici măcar pe acestea nu le-a primit. Și cu toate acestea, cu toate acestea, Lazar n-a cârtit. Nu l-a judecat pe bogat. Și de aceea, în împărăția lui Dumnezeu, el s-a bucurat. Sau și de aceea, aș zice mai mult pentru asta, el s-a bucurat de sălășluirea în sânul lui Avraam. Ca tare la Dumnezeu nu ajungem singuri. Ajungem în funcție de ce facem cu cei din jur. Nu trăim singuri. O, dacă am învățat lucrul ăsta. Că nici nu trăim singuri și nici nu ne mântuim de unul singur. Dar mai zice ceva în Sfânta Evanghelie pe final, de niște frați ai bogatului, de niște frați ai acestui om bogat, 5 la număr. Că bogatul, văzând că el nu poate să primească nicio mângâiere, a zis, părinte, măcar trimite-l pe Lazar, trimite-l acești frați ai mei, care și ei tot ca mine sunt, să nu ajungă și ei aici, să schimbe comportamentul. Și Avraam a spus, nu, au pe Moise și proroci să asculte de ei. Vrem să ajungem în rai? Vrem să avem parte de sânul lui Avraam? Nu putem singuri, dar prin cine putem? Prin Moise și prin proroci. Să ascultăm de ei, să ascultăm de legea lui Dumnezeu. Avem scripturile. Cele vechi și cele noi. Cunoaștem voia lui Dumnezeu. Pentru a putea ajunge la Dumnezeu avem nevoie, da, de Moise și de proroci, singuri, după capul nostru, după mintea noastră, nu știm. Nu avem linie directă cu Dumnezeu. Unii mai zic, eu am credința mea, în inima mea. Eu cu Dumnezeu, în taina sufletului meu și în cămara mea. Și atât. N-au nevoie de o comunitate. N-au nevoie de o biserică așa precum sunteți dumneavoastră aici. Ce să vin aici să mă înghesui cu toată lumea? Pot la mine acasă să mă rog duminică dimineață sau atunci când simt eu, nu când îmi spune unul sau altul că duminică dimineață. Dar de ce duminică dimineață, nu duminică la prânz? Înțelegeți? Această pretenție a cuiva de a avea o linie directă cu Dumnezeu. Noi am învățat că avem nevoie de altcineva ca să ne ducă la Dumnezeu. În vechiul legământ, poporul evreu se răzvrătea foarte mult împotriva lui Dumnezeu. Odată a trimis Dumnezeu pentru această răzvrătire niște șerpi veninoși. Și ei s-au întors, s-au pocăit, s-au dat seama că au greșit. Ce au făcut atunci? Au spus, Doamne, iartă-ne? O fi spus și asta. Dar au mers la cine? La Moise. Și a zis, Moise, am greșit pentru că ne-am răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și împotriva ta. Roagă-l tu pe Dumnezeu să ne ierte. Vă aduceți aminte de Maica Domnului la o nuntă, la nunta din Cana Galilei, când s-a terminat vinul. Și era și Domnul Iisus acolo cu apostolii și au venit nu la Domnul Iisus să-i spună, fă ceva că nu mai avem vin, dar la cine s-au dus? La Maica Domnului. Și Maica Domnului a venit la Domnul Hristos și a spus, nu mai au vin, fă ceva pentru ei. Și le-a mulțit, a schimbat apa, a preschimbat-o în vin. Avem nevoie de alții. Avem nevoie de preot, da. Avem nevoie de preot ca să ne dezlege de păcate. Avem nevoie de preot care aduce sfânta jertfă. Avem nevoie de biserică, avem nevoie unii de alții. Stați umăr la umăr, nici nu știți cine stă în dreptul sau în dreapta sau în stânga dumneavoastră. Oameni care se roagă lui Dumnezeu. Aici în biserică nu ne rugăm doar pentru noi. Dar aducem și rugăciunile noastre, ne rugăm și unii pentru alții. Avem nevoie ca să ajungem la Dumnezeu de altcineva. Să nu credem că putem de unul singur. Mai ziceau părinții că decăzut în păcat, în neputință, în ispită, cădem singuri. Dacă să ne ridicăm, nu putem niciodată singuri.
Avem nevoie de cineva care să ne încurajeze, avem nevoie de Părintele care prin puterea de la Dumnezeu primită să ne ierte și așa mai departe. Avem nevoie de sfinți, bineînțeles, de aceea avem pictate bisericile, de aceea acasă avem icoanele sfinților, pentru că prin ei simțim că ajungem mai repede, rugăciunea noastră este mai repede ascultată înaintea lui Dumnezeu. La Dumnezeu ajungem ducând pe cineva de mână, cu cineva de mână, cu un om necăjit pe care l-am ajutat, cu cineva care i-am spus o vorbă bună. La Dumnezeu ajungem soțul cu soția lui de mână și soția cu soțul lui de mână. Nu se mântuiește unul fără celălalt. Copiii, cu ei ne ducem la Dumnezeu. Preotul se duce la Dumnezeu de mână cu credincioșii, cu dumneavoastră. Dacă se duce singur, Dumnezeu îi spune, dar ceilalți unde sunt? Ți-am dat, unde sunt? Singur nu o să poată să intre Părintele în rai, dar cu dumneavoastră de mână, da. Și duși de mână de cineva. O, dacă am putea să învățăm lecția asta, că nu trăim singuri, că mai sunt și alții în jurul nostru, că sunt importanți, fiecare om este important. Da, bogatul acesta din Evanghelie poate ar fi văzut, măi, totuși e sărac. Dar e sărac, măi, că nu poate munci. E bolnav și nu poate munci. Dar e om și el. Câinii mâncau mai bine decât săracul acesta, că ei puteau să meargă printre mese și să mânce. E om și el, nu e animal. E făptura lui Dumnezeu. Dumnezeu are grijă și de dânsul. Nu suntem bogați și săraci în fața lui Dumnezeu. Să contenim odată cu împărțelile acestea. Unii mai deștepți și alții cu mai puțină carte. Nu la asta se uită Dumnezeu. Nu suntem vaccinați și nevaccinați în fața lui Dumnezeu, că toată lumea numai despre asta vorbește. Suntem una în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu pe toți vrea să ne mântuiască, pe toți vrea să ne vindece, pe toți ne vrea în sânul lui Avraam, în împărăția lui, în împărăția cerurilor. Nu suntem, iertați-mă că nu fac politică, nu suntem unii cu un partid și alții cu alt partid. Astăzi suntem la vot. Dar în biserică și în comunitate și în fața lui Dumnezeu nu mai suntem atât de împărțiți. Și noi să nu ne mai împărțim și noi. Eu cu o parte și tu cu altă parte dintre oameni, cu bisericuțe, cu grupulețe și așa mai departe. În comunitatea aceasta mică în care trăiți dumneavoastră, mai e loc să vă împărțiți? Nu trebuie să fim toți una, într-un gând, într-un gând, într-un cele bune, zic, nu într-un gând, într-un cele rele, să ducem duminica toți la câmp. Într-un gând să fim într-un cele bune, în biserică, într-un lucru bun care se face aici, în comunitate. Dumnezeu se mâhnește atunci când vedem că disprețuim pe alții, că nu respectăm pe alții, că nu ajutăm pe alții. Și dacă vom fi în acest duh în care Dumnezeu ne vrea, cum săracul să stea cu bogatul și cel cu clase mai multe, cu cel clase mai puține și așa mai departe, atunci Dumnezeu se bucură. Și atunci Dumnezeu va zice, și o, dacă am auzit și noi cuvântul acesta, la sfârșitul vieții noastre, la sfârșitul veacurilor, nu ca bogatul acesta nemilostiv, ci ca Lazar, veniți, binecuvântați Tatălui meu, demoșteniți împărăția cea gătită vouă de la întemeierea lumii. Amin.